Puneți-o jos. Puneți-o jos, legați. Aceasta este povestea măicuței Irina Cornici. Acum a devenit și povestea lui Andrei Șerban. Regizorul și-a propus să înțeleagă cât mai bine reacția personajelor, nu se pune etichetă sau se emită judecăți de valoare prin piesa de la Teatrul Odeon. A fost pentru prima dată când regizorul a pus în scenă un caz real, iar actorii au fost adunați din toate colțurile țării. Este pentru mine un început. Niciodată nu am făcut o piesă bazată pe un fapt de viață. Spovedanie la Tanacu a ajuns la București după ce a avut premiera la New York. Când mergem la teatru ne dăm seama ce e în spatele unei vieți. Ce încărcătură, ce trăiri, ce oameni. Și exact cum spunea și domnul Andrei Șerban, ce emoții. E un fapt pentru controversă. Pentru că adevărul nici nu știu dacă e la mijloc. Eu cred că adevărul e de o singură parte. Important e să aflăm care este partea adevărată. Spectacolul de aseară a fost și ultimul dintr-o serie de 6 reprezentații.